Poliția aici a închis piața. Poliția locală și-a pus panglica cu picioarele în sus. Și uite cum o bate vântul. Numai că piața nu s-a chiar închis. Oamenii continuă să vândă flori. Piața George Coșbuc. Și după modelul Gabriela Firea și administrația pieței a tăiat stema, cioara pe jumătate și coada ciorii. Pentru abuzul de putere. Cine a făcut abuz de putere? Prima. Nu mă afirmați pe mine, vă rog. Dar păi spuneți măcar să vă aud. Ce au făcut? Au închis piața sau ce au făcut? Vedeți dumneavoastră vreun panou pentru șantier? Asta căutați. A, deci ăsta e abuz. Da, da. În primul rând că stema au tăiat-o. Stema oficială a orașului au tăiat-o. Da, asta e de mult. Atâta vreau să precizez. Atât. Deci credeți că au început demolarea fără să aibă proiect, fără ca fără să aibă... Fără nimic, abuz de putere. Așa se numește. Și de ce nu facem niște proteste, ceva la primărie? La... Și de unde mai facem proteste dacă s-au dărâmat piața și nu ne-au anunțat chiar când au intrat cu... Dar ce au de gând? Să repare sau să facă aici un bloc? Sau ce au de gând? Ce nu știți dumneavoastră, nu știm nici noi. Am nu știți dumneavoastră nimic, nimic, nu știm și noi. Am după înțeles. Mai bine de 60 de ani, s-au dărâmat. Nu ne-a dat nimeni o explicație. Okay. Inginer de demolare, primărie, primarul, viceprimarul, conducerea pieții, absolut nimeni. Toată lumea ridică din nume. Eu zic că e caz să luăm atitudine, să protestăm. Poate chiar la primărie. Unde-ți mulți puterea crește. Și la asta sector 5 și la Gabi Firea, dacă probabil Florea a luat decizia, nu? Nu, Gabi. Nu condamn atâta timp cât nu am scris pe foaie. Păi, vedem față. Primarul controlează tot ce se întâmplă primarul, în sector, da, nu? Normal. Văd că poliția locală și-a pus panglicile. Amprenta, da, și-a pus picioarele în sus. Și-au pus, da, băi, așa e. Poliția locală, da. Un abuz de putere. Am înțeles, mulțumesc. Dezlușiți un răspuns în toate afișele astea de aici, că noi... Deci asta e administrația pieței, da? Și n-au anunțat nimic din timp... Au anunțat din timp ca să ne dăm... E deschisă pentru închiriere de spații, program non-stop, de la 3 la 2, de la 3 noaptea. Administrația zice că e de la 3 noaptea. Ceva acolo, am toate alea care mi le-a pus. De la 3 noaptea program. Da, dar păi uite, are program non-stop. Da, urmă, am pe la toate. Acolo e tot. Și nu mai vine nimeni la administrație acum, nici noaptea, nici ziua. Așa se pare, nu? Atâta timp cât este la cătul pus. Așa mă gândesc, dar e totuși duminică azi. Nu-i bai. Avem totuși încă un program în geam. Care scrie non-stop, dar cu administrație doar de la 3 la 2. Da. Și acum nu e nici 2, nici 3. E fix. E weekend. Oră de lucru. Da, adevărat că e weekend, da. Dar ei nu precizează că în weekend n-au program. E ora 1. Și un sfert. Licitație. Atât de greu este, e minune dumnezeiască, cerem cumva o minune de la Dumnezeu, în momentul ăsta să ningă. Atât de greu este primarului să ne răspundă la un singur... Nici nu mă răspunde, nu i-a scris. La o singură întrebare să ne răspundă.